2. Ca niciodată, că dacă n-ar fi, nici că s-ar povesti. Acum 3.000 de ani, când lumea era plină de baruri și cazinouri, împăratul Piersic și împărăteasa Bădescu trăiau fericiți alături de cele două fiice ale lor. Ina, fata cea mică, și Naomi, fata cea mare. Într-o zi, pe când Ina se plimba în jurul casei, se întâlnește întâmplător cu zmeu XXL. Thank you.
spune că mi-e mare că de azi nu o spate cu frază, mă duce în timpul. Deja pe români din cei doi pornesc împreună pentru bătălia cea mare cu zmeii. Zmeul Istițel și zmeul la Canaseveș. Am ascuns-o! Să ne dați acum înapoi. Să vi se îndreptăm sau ce n-am să-i miros. Domnule Gică, cum a fost meciul? Deci a fost un meci greu, nu? Adică băiții au muncit, nu au dat șuturi bune, au dat goluri, nu e greu. Cu cât ați bătut? Deci am bătut cu 3-1, dar clar că bătem, nu? Adică băiții au muncit, nu au dat șuturi bune. Asta este foarte bine, înseamnă că vreți să vă rog la temporat, nu? Nu. Vă mulțumesc pentru interviu. Mă succes! Luați-o pe ei! Și așa, sunt titlul la toate femeile din România! Ina, te-am salvat! Ai fost repede de zmei, nu? Cum zici? Nu, adică eu ți-am repede zmei. Dar, tatăl tău, Florin Martin, căci? Ce problemă, ce n-am reținut cu ăsta, nu? Domnul Cresti, când zic, nu aveam problemă aici, în principală n-am spus unde crea revită, vă frumos, să vin aici revită. Asta îți trec, așa. S-a rugit că vrea tine. Bună, domnule, că cine a spune că n-am venit pe el, deci cum zic, că vrea să mă atingi după. Păi și atunci, unde ați fost? La o cafea. Unde? În Turcia. Unde? Aole! Acesta este Marian Inspirescu. Mulțumesc, aplauze!